HR Club Talks. Vorbim foarte mult de cultură, vorbim foarte mult de ce e important pentru noi, doar că era cultura și business-ul, știi? Și am zis, ok, cum facem să ne asigurăm că atunci când vorbim de cultură, integrăm toată bucata asta în ce înseamnă business, în procese, în interacțiuni, în tot ce vrei tu, ca să fii un pic mai măsurabil și un pic mai specific, pentru că așa e fain când aderi și când ai valorile astea atât de importante. Și anul ăsta chiar, de exemplu, mă gândeam la procesul de performance management. Noi tot timpul vorbeam cât de importantă e cultura și că rezultatul final este influențat, dar nu aveam foarte multă claritate, ok, nu neapărat de pondere, dar cum facem asta mai exact? Și anul ăsta ne-am dus pe o zonă mult mai, dacă rezultatele pe care le obții what-ul, da, bineînțeles că sunt importante, când vorbim de cultură, vorbim de cum ajungi la acele rezultate. Și chiar dacă cineva poate are rezultate extraordinare, dacă nimeni mai vrea să lucreze cu acel om sau dacă nu este deloc potrivit, comportamentele pe care omul le-a avut în a atinge acele rezultate nu sunt deloc reprezentative pentru cultura UiPath, asta o să influențeze foarte mult. Și ăsta a fost un prim exercițiu pentru noi, să vedem cum aducem cultura în procesul de performance.